Salariul rămâne cel mai important aspect pentru tinerii care își caută un loc de muncă în prezent. Peste 70% dintre studenții din universitățile românești afirmă că pachetul salarial îi atrage cel mai mult atunci când trebuie să aleagă un angajator, potrivit unui studiu realizat de către o firmă de cercetare, training și consultanță pe un eșantion de peste 1000 de participanți. Deși specialiștii în resurse umane susțin că tinerii încă nu au așteptări salariale nerealiste de la companii raportat la pregătirea lor, studiul arată că cei mai mulți dintre ei ar accepta salarii cuprinse între circa 160 de euro și 340 de euro net per lună, pretenții sub salariu mediu pe economie de 350-360 de euro net per lună. Irina Pânzaru, manager în cadrul unei firme de recrutare, spune că nu au identificat o tendință de scădere a așteptărilor salariale. Candidații cu care se întâlnesc, mai ales cei aflați la început de carieră, au în continuare repere salariale neancorate într-o realitate obiectivă. Ei nu raportează pretențiile salariale la competențele proprii și la contribuția pe care pot să o aducă angajatorului. Ea precizează că un raport cost-venit pentru un nou angajat este greu de calculat de companii, mai ales pentru pozițiile indirect productive, astfel că așteptările salariale ale candidaților se formează pe baza veniturilor, a experiențelor celor din grupul de prieteni și sub presiunea familiei, de unde și discrepanța dintre ofertele angajatorilor și așteptările salariale ale celor care caută un loc de muncă. Aceste repere subiective duc adesea la situația în care candidatul formulează o pretenție salarială mare pe care nu poate să o argumenteze, iar în fața unei oferte mai mici devine dezorientat și nu mai știe cum să acționeze. Iar odată refuzată pretenția salarială nerealistă, candidații sunt mai dispuși decât în trecut să accepte o ofertă inferioară, chiar și una sub nivelul lor imperativ. Nu trebuie să uităm că acceptarea unui job poate fi dictată atât de obiective personale cât și de constrângeri, mai ales financiare, iar sub presiunea acestor constrângeri, candidații vor face compromisuri. Sunt Silvio Calotă și munca sfințește locul, însă parlamentarii spun că preotul.